Frați și surori, ne-am adunat să ne rugăm, de aceea aș vrea să ne rugăm, pentru că atunci când noi ne rugăm, Dumnezeu lucrează. Spunea Duhul Sfânt că sunt poveri aici, răni, așa că haideți să intrăm în continuare în rugăciune ca Dumnezeu să-i libereze, să vindece și să lase un de lemn pe rană. Unde ne-am să ne rugăm pentru o categorie specială de oameni la care nu ne gândim cu mare plăcere. Și poate că ne rugăm mai rar pentru ei. În Isaia 42, cuvântul lui Dumnezeu îl descrie de robul Domnului. Și Matei, capitolul 12, citează acest pasaj și reia aceste cuvinte. Iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamurilor judecata. El nu va striga, nu își va ridica glasul și nu va face să se audă pe uliță. Și versetul 3 introduce aici o categorie specială de oameni. Trestia frântă nu o va rupe, spune cuvântul Domnului. Și mucul care mai arde nu îl va stinge. Există niște oameni între noi care ne-am pus cumva poate mai multe speranțe și încredere, dar au dezamăgit. Trestia frântă și mucul care abia mai fumegă sunt o categorie din biserica noastră, dintre noi. Au ars cumva. Au avut zel pentru Dumnezeu. I-am investit în slujire poate și am fost dezamăgiți. Au căzut, s-au împiedicat, s-au îndoit. Ne-au plecat de pe noi. Însă Biblia spune că pentru ei este o speranță. Robul lui Dumnezeu nu va stinge niciodată un muc care fumegă. Niciodată nu va rupe Dumnezeu un om care încă mai are lacrimi de pocăință. Din acest verset înțeleg că Dumnezeul nostru are milă și har pentru fiii risipitori. Ne îndoim ca slujitor și nu avem curaj să afirmăm asta. Ai gândit, Doamne, oare pe ăsta îl ierți? Cuvântul spune că atâta vreme cât mai fumegă mucul, există milă la Dumnezeu. Asta trebuie să fie atitudinea noastră. De multe ori poate este greu să ne rugăm pentru ei. Poate copiii tăi te-au făcut de rușine și ești supărat. Poate că ești slujitor și ești dezamăgit și ai fost puțin înșelat în așteptările tale pentru că ai investit în acești tine și n-au făcut ce ai vrut să faci. Te-au dezamăgit. Însă Biblia spune că atitudinea lui Iisus a fost alta. El este Cel care ridică pe cei căzuți. Vreau să ne rugăm pentru fiii subitori ai bisericii. Vreau să ne rugăm pentru cei care încă mai fumigă, poate. Poate ești aici și mai ai un pic de conștiință în tine. Poate plâns, spui, Doamne, există iertare. Da, Dumnezeu vrea să te ridice în seara aceasta. Vreau să mă urc mai departe, pentru că știu că așa de mult ne îndoim atunci când e vorba de căzuți, oare ne putem ruga pentru ei, oare nu ne putem ruga pentru ei. Are rost să mijlocim, Dumnezeu îi poate mântui. Mă uitam în Isaia 53 la un cuvânt care mi-a dat atâtea speranțe. Mă uitam la Iisus Hristos, Isaia 53, robul lui Dumnezeu, mielul divin care a murit pentru păcatele lumii. Spune Scriptura că El a fost un om mare. Și spune cuvântul Domnului, voi da partea Lui la un loc cu cei mari. Și m-am uitat în versetul acesta să văd, Doamne, de ce a fost Iisus un om mare? De ce a fost Mesia, Fiul lui Dumnezeu, atât de special în istorie? Și a fost surprins să văd că Biblia nu merge mare nu pentru că a fost un predicator mare. Da, Iisus a predicat frumos. Nimeni n-a vorbit niciodată ca omul acesta, spunea lui atunci. Era cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Când predica ieri, oamenii uitau de foame. Că și un pustie că trei zile și trei nopți. Oamenii n-au mâncat nimic pentru că predica Iisus așa de frumos. Aș fi vrut să ascult una din predicile lui de atunci. Însă nu spune Scriptura că de asta a fost mare în primul rând, pentru că a fost un mare predicator. Nu spune Scriptura că a fost un mare vindecător. A fost și un mare vindecător. A fost și un mare promovitor. A fost unul care a eliberat pe cei legați de diavolul. A fost mare. Însă m-am uitat în Isaia 53, că spune aici cuvântul Domnului, de ce îl vede Dumnezeu mare? De ce Iisus a fost special? Și ce înseamnă o atitudine mare pentru un om care vrea să urmeze pe Domnul? Spune cuvântul Domnului așa.
Îi voi da prada cu cei puternici, va avea un loc cu cei mari, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora. Și Isaia 53 se încheie așa de frumos și s-a rugat pentru cei vinovați. Glorie Domnului! Vreau să-și rog Dumnezeu, vreau să ne rugăm pentru cei vinovați. Iisus, în grădina Ghețimani, în locul pustii se rătrăgea și mijlocea pentru cei vinovați. Ca biserică, trupa lui Hristos, avem datoria să mijlocim pentru cei vinovați. Cei legați de diavolul, cei legați de duhuri necurate, cei care au fost cândva între noi și nu mai sunt cei vinovați, au dreptul la rugăciunile noastre. Dumnezeu să lucreze, să întoarcă pe fiii risipitori. Plângeam la Iisus, atitudinea Lui, s-a rugat pentru cei vinovați. Stă de vorbă cu unul dintre vinovați. Simon Petru spune, Simone, Simone, Satana va cerut să vă ceară, cum se cerne în grâu. Petre, ai să te lepezi. Ne place să clasificăm păcatele. Dați-mi voie să vă spun că lepădarea de credință e cea mai mare. Nu găsim un păcat mai mare ca acesta. Petru s-a lepădat. Pentru că ne întrebăm, Doamne, oare pe care mai poți să-L ierți? Iată că Iisus ne dă o lecție, spune Petre. Satana te va cerne și adevărul este că suntem cernuți și noi. Și chiar dacă unii nu văd și noi cădem uneori. Mai mult sau mai puțin, dar spune Biblia, cerul e picălit de 7 ori care și de 7 ori se ridică să vii să fie Domnul. Și spune cuvântul Domnului că primul lucru pe care îl spune Mântuitorului Petru este acesta. Petre, ai să cazi. Dar eu m-am rugat pe Domnul ta. Ca să nu se piardă. Suntem specialiști în a pune deoparte, în a pedepsi, a izola, a arăta cu degetul. Însă primul lucru pe care îl face Mântuitorul, Petre, hai să te lepezi de mine. Tu, prietenul meu, hai să mă renegi în noaptea asta. Până nu va cânta cocoșul. Însă, Petre, să știu, eu deja m-am rugat pentru credința ta. Să nu se piardă. Este atitudinea lui Iisus Hristos, Cel care nu stinge fugul care mai fumegă. Cel care n-a făcut niciodată trestea ca încă mai se ține. De aceea ne rugăm astăzi, vă așa să rog ca Dumnezeu să-L facă din Sfântul. Să răspunzi poate în casa noastră. Mi-am ducat de omul Dumnezeu de Iacov, care spunea, Doamne, dacă trebuie să fiu lipsit de copiii mei, lipsit să fiu. În durerea lui spunea, Doamne, mi l-ai luat pe Iosif, vrei să-mi ieși pe Beniamin? Este o lipsă dureroasă. N-avem cum să-i cumărăm, i-am făcut pe lume poate, i-am dus în casa de binecuvântare, i-am dus la rugăciune, i-am dus, poate s-au și botezat, și totuși ne uităm că suntem lipsiți și nu mai sunt. Spunea cuvântul Domnului Ieremia în 38 despre o suferință a unei mame și spunea cuvântul Domnului așa, așa vorbește Domnul, un țipăt se aude la Rama, plângeri și lacrimi amare. O mamă, spune cuvântul, Rahela, își plânge copiii și nu vrea să se mângâie pentru copiii ei. De ce? Pentru că nu mai sunt. Se vorbea aici de bunăstarea din Spania. Însă mă întreb oare câți euro poate să compenseze durerea din inima unei mame. Acum e băiat, se puchează în Spania. Ce poate să aducă mângâierea unei Rahele care știe că fiica ei trăiește în păcat? Oare poate mâncarea din Spania și banii acestei Europe să aducă liniște într-un suflet de mamă sau tată care știe că al său copil nu mai este? Putem număra ce nu mai este? Nu putem. Adevărul este că nu-i durerea mai mare decât să știi că nu-i număra la Dumnezeu în cer. Că l-ai în casă și vine seara târziu. Dar nu-i scris, nu cred în carte în vieții. O, dragi părinți, vremea să mijlocim pentru copii. Dragi fiile, vremea să mijlocim pentru părinții noștri. Dragă biserică, vremea să stăm în rugăciune pentru cei vinovați. Întocmai ca Domnul nostru Iisus Hristos. Să ne rugăm pentru ei, să nu ni se piardă credința de tot.
pentru că e nevoie de credință să te mai întorci la Dumnezeu. O, Dumnezeu să lucreze. Vreau să fie această cuvântare, ascultă, acest îndemn al meu, cu următorul verset din Ieremia 31. Vreau să fie pozitiv cu o promisiune a lui Dumnezeu. Ieremia 31 continuă în versetul 16. Că Dumnezeu lasă o promisiune pentru copilul tău. Se spune așa, așa vorbește Domnul. Oprește-ți plânsul. Oprește-ți lacrimile din ochi, căci truda îți va fi răsplătită, zice Domnul. Ei se vor întoarce iarăși din țara rășmașului. Amin. Amin. Și cuvântul continuă și spune, este nădejde pentru urmașii tăi. Și fie ca Dumnezeu să împlinească această promisiune pentru toate familiile care au câte un fiu risipitor în lume. Este nădejde la Dumnezeu pentru copiii tăi, pentru frații tăi, pentru părinții tăi care sunt plecați în lume.